Nu eu sunt important, nu e fiecare important. Ceea ce noi producem este important. Mesajul nostru și produsul Phoenix. Au trecut prin Phoenix vreo 50 de oameni. Aproape 50 de oameni în 50 de ani. Unii au cimburit. Eu sper cu discul ăsta nou care l-am făcut, ce se și cheamă Vino Țepeș, să ajutăm pe oameni să-și regăsească și răspinării. Așa de simplu să fii într-o formație și chestiunile sunt mult mai dure în viață decât par ele. În altă ordine de idei, orice ar spune el, Phoenix este un mit, e o legendă și oricare ar fi părerea personală a fiecăruia, inclusiv a lui sau a mea, Phoenix a fost și o să rămână, sper, și pentru aia încă suntem împreună unii dintre aia vechi, ca să continuăm tradiția și fenomenul E o reacție a bătăliei de supraviețuire. Adică noi am considerat întotdeauna că merită și când vrei să faci ceva, trebuie să te bați pentru asta. Dar cui e frică de rău?
să vină, să asculte și să vadă. E treaba lor să judece. Pentru că noi ne-am adresat totdeauna la toate structurile, la toate vârstele. N-a fost o chestiune de facem o muzică ca să vindem șlagăre. N-am făcut niciodată. Așa că așa o ținem și acum și să sperăm că lumea o să înțeleagă care e diferența între a face ceva ca să ai succes imediat sau a face ceva care să rămână pentru totdeauna. De-aia suntem aici după 50 de ani. Orice ar spune lumea roată, noi suntem tot aici. Și așa o să rămânem. Satisfacțiile încep să apară. Albumul este exact ce mi-aș fi Nuțepeșu, albumul nou. Este exact ce mi-aș fi dorit să aud de la Phoenix. Pentru mine e o onoare imensă.